Voluntarii Paraclisului Catedralii Naționale au ajuns astăzi în localitățile Prundu și Hotarele din județul Giurgiu. Familiile cu posibilități materiale reduse au primit pachete cu alimente de bază, produse de igienă precum și alte produse. Mulțumim voluntarilor care au venit și ne-au susținut în această perioadă plină de, de ispite și de neputințe în care, într-adevăr, oamenii au nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. S-au sprijinit familii foarte sărace, cu posibilități financiare foarte reduse, familii care aveau nevoie de, de ajutorul dumneavoastră, care au nevoie de ajutorul oamenilor care doresc să, să ne sară în ajutor și să, să facă fapte de milosenie pentru acest sat. Familiile ajutate astăzi au fost familii sărace, familii cu copii și familii vârznice. Mulțumim voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizita făcută. Pentru mine personal a fost o surpriză mare pentru că am văzut activitatea lor frumoasă pe Trinita TV, dar și pe pagina de Facebook. Urmăresc activitățile dânșilor și faptul că astăzi m-au vizitat pe mine și pe Enoria și mele a fost o surpriză foarte plăcută. O activitate intensă și astăzi. Ne-am deplasat în două localități din județul Giorgio, am fost uh, prima oară în uh, localitatea Prundu. Din acest județ. Erau case izolate, case la care se ajunge foarte, foarte greu. În sat un magazin, și acela destul de departe. Și vă dați seama în acest context, dar nu numai, pentru că nu mai discutăm de niște cazuri sociale care au apărut acum după această pandemie. Aceste cazuri sociale sunt de foarte mult timp și au mare nevoie de ajutorul nostru. Ne-am deplasat în satul Hotarele, din Comuna Hotarele. Aici am întâlnit un părinte care la fel este foarte implicat social. Am mers mai mult la familiile cu copii. Este foarte important să învățăm copiii, chiar dacă au, chiar dacă nu au, să învățăm să dăruiască. Acești copii s-au bucurat foarte mult, au primit cu multă bucurie acest sprijin și cu siguranță când vor crește mari, își vor aduce aminte și vor ajuta bătrânii de la sat. Voluntarii au revenit ieri în localitatea Cornurile de Jos din Prahova, unde au sprijinit și alte familii cu pachete cu alimente de bază, produse de igienă și alte produse. De asemenea, voluntarii și-au îndreptat atenția și către persoanele vulnerabile din comuna Lapoș, din județul Prahova. În acest context al epidemiei, am reușit să cunoaștem aceste locuri minunate, să bucurăm foarte multe familii, am ajutat cazuri sociale, cazuri care cu siguranță s-au bucurat foarte mult și faptul că noi am ajuns aici a fost un lucru, un lucru extraordinar. Chiar nu nu găsesc cuvintele, este o zonă pe care cu siguranță o vom mai vizita. Suntem deja la 26-a localitate pe care o vizităm. Am cunoscut locuri minunate, am cunoscut oameni frumoși, am cunoscut preoți implicați în social și cu siguranță ne mai așteaptă foarte multe lucruri frumoase, foarte multe localități care de asemenea au bătrâni frumoși, bătrâni care poate această vizita noastră le schimbă viața, le readuce bucuria și se gândesc poate mai mult ca ca oricând că nu sunt singuri. Tot ieri, voluntarii au continuat sprijinul logistic, acordat unui lanț de restaurante de tip fast food și au oferit sandvișuri precum și cafea caldă personalului medical de la Spitalul Matei Balș. De asemenea, au reluat sprijinul logistic acordat unui lanț de supermarketuri în donarea de produse alimentare și de igienă pentru spitalele din capitală. Un camion cu produse a fost livrat la Spitalul Matei Balș.